Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de Plants vs. Zombie. De fiecare dată când pun un episod de genul acesta pe canal, YouTube-ul îmi spune că nu prea mai este apreciată seria, că publicul, cum să zic eu, adică nu mai este un public atât de larg la această serie. Deci m-am gândit că nu vă mai place de tare, de asta nu am mai pus episoade, însă în același timp știu că unul dintre voi vă place foarte mult Plants vs. Zombies și vă place să mă vedeți pe mine aici jucându-mă. Pentru astăzi am cumpărat o plantă premium, o să o vedeți imediat dacă o găsesc și aici. Poate nu mai e, de fapt, da, nu cred că mai mi-apare că am cumpărat-o corect. Mă, știi ce vreau eu să-mi spuneți voi mie, băieți? Fiți atenți, am văzut eu o plantă care îmi place mult de tot și este asta. Și nu o pot cumpăra. Este parsnip. Parsnip este o plantă ce apare... vedeți cursorul, da? O plantă ce apare rar, dar este foarte, foarte puternică. Și chiar aș vrea să o am, nu știu, aș vrea să joc cu ea să văd, pentru că e satisfăcător dacă e puternică, nu? Și mă gândesc că sparge toți zombii posibili. În momentul în care o să apară pe shop sau să pice într-o cutie, cumva, habar n-am, planta aceasta, dați-mi mesaje pe Facebook, Instagram, Twitter, comentarii pe YouTube, peste tot, spuneți-mi să intru în joc, să o cumpăr, pentru că plantele acestea apar la un timp limitat, de exemplu cum este aceasta cu 14 zile sau, vedeți, 7 zile sau ce mai rămâne pe aici, și după aia dispar și apoi se reîntorc ca la Fortnite cu skinurile și chiar vreau planta asta. Aici e doar skinul, nu este planta, din păcate. Așa, hai să dăm X, hai să închidem și să trecem la episod. Am făcut noi Neon Mixtape Tour. Ne-am deblocat, ne-am bătut capul cu Dark Ages. Știu că nu mi-a plăcut deloc să mă bat cu bossul acela. Și am trecut aici, ne apropiem ușor, ușor. Nu mai avem foarte mult, ok. Neon Mixtape. E mai dificil, cică. Am făcut primul nivel, trecem la al doilea. Hai să vedeți ce este vorba, băieți. Am dat niște inimioare aici la plântuțe. Oh. Și îmi place muzica de pe fundal, nu știu dacă se aude. E așa liniștitoare. Caution, user Dave. I believe special zombies may display unique abilities while their preferred music is playing. Aha, deci zombii vor avea un impact. Muzica, de fapt, va avea un impact asupra zombiilor. You mean they will jam their... They will jam their jam when their jam is jamming? Come on, Dave. Yes, correct. Yes, and yes, user Dave. Aha. Deci bagă ăștia muzică și devin mai puternici, ok? Yep. Fiți atenți, asta este combi... Thumbs up, all damage every few seconds? E ok. Hai să dăm drumul să vedem dacă ne descurcăm. Deci dă din cap și face damage. Ok. Got it! Dă aici pe Sorinel, dăm speed up. Cred că le putem face față. Nu știu cât de greu este capitolul acesta. Va deveni frustrant, vă asigur că așa are și o dificultate mai mare. Ia fiți atent, îmi place plântuța mea. Ce ziceți de dânsa? Asta este cea nouă pe care am cumpărat-o. Să vedeți imediat. Băi! Investim în plântuțe. Ok. Mamă, a luat foc, ești nebun. E ok. Lasă să moară. Ți aruncă plantele. You piece of shit. Ce naiba e rahatul ăsta? Oh my god. Ok. Și sunt și prostovan, dar nu merge, merge bine. Mamă. Ok, vom avea nevoie de multe de asta înseamnă. Ok, avem nevoie de o artilerie puternică. Pune și aici. Mamă, ăla care dă cu piciorul e insane, omul. Deci vă zic, băieți. Face un norișor și dă cu... Oh, doamne. Nu, 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 scapă de ei. Scapă de ei că nu se poate. Mamă, cum trăznesc ăștia, n-ai nicio treabă. Asta scoate-l de aici, că e useless. Dar s-a terminat nivelul. Fix când începea să devină interesant. E totul cu albastru, avem pe tematic aici. Fine.
Bă, eu zic că ne-am descurcat. E foarte OP ăla care ți împinge totul. Mamă, nu știu, l-oprește ceva? Nici n-am folosit planta pe care ne-a dat-o jocul. Damn. Ok. E bine de știut. Sper că se vede bine pe episod pentru dumneavoastră. Sper că totul este ok. I got real cactus feeling about this, Penny. Indeed, cactus has changed over time, user Dave. Now she fires a thorn for ranged damage, but hides for ground damage when zombies approach. That's so cactus always varying her attack and defensive profiles. Defensive. Mă bate engleză. Ok. Bă, ce-mi place muzica de pe fundal când ești în lobby acolo. Și aici. Aia rămâne. Aha, deci cactusul de la distanță și de și de la apropiere când vine un zombaleu prea aproape. Ok. Mamă, dă prin mai mulți. Cred că e noua mea plantă favorită, cactusul, băieți. Deci că sparge baloane. Asta ea doarme din ce țin minte. A, trebuie să fie activată, parcă. De ceva. Aha, am uitat să pun pe mijloc. Nu e problemă. Dă-i ca lumea. Nu dă ca lumea. A, intră în pământ. Asta face cactusul. Am înțeles. Oare ce face când îi activezi abilitatea aia specială? Doamne, zici că mă joc jocul ăla cu maimuțici de Tower Defense, cum se numește? Nu mai țin minte. Balloon TD sau cum era? Dă-i mai aici să vedem. A, credeam că trage foarte repede. A dormit-o! Ok. Mamă, că zombie, ești nebun. Ok. Doar sus și jos am avut nevoie de ajutor. În rest s-au descurcat. Deci îmi trebuia mai mulți cactus sus și jos. Iar eu nu am observat asta, interesant. Da, da, da. Îmi place cactusul. Dar nu știu cât de puternic pare. Nu vreau să mă duc în almanac. No! Trebuie să intru la loc. Trebuie să dau înapoi. Am crezut că m-a băgat în cartea aia nebună. Hai să mai continuăm noi așa. Nivelul 4. Ce ne mai așteptă și aici? Dacă vă place seria de Plants vs. Zombies, băieți, nu uitați să lăsați butonașul de like. Ne obligă să jucăm cu chestiile astea. Bă... Ok, hai să-ți facem pe plac. Fii atent. Unde e planta nouă pe care am cumpărat-o? Aici. Deci, o să le folosim peste două. Asta e necesară. Are și de necesară, pentru că ne ocupă un slot. Astea două sunt 100% necesare. Ne descurcăm. Eu zic că ne descurcăm. Ce avem așa? Na, e garbage planta asta. Pune două. Două într-una. Și vrem cu 150. Ok. Mă tot gândeam ce strategie... No! Așa. Știu că puteam să o las și să o pun pe asta aici jos și tot... Aia nu mai contează. No, o ducem chiar așa groaznic cu Sorinel. Să începem să ne facem o defensivă? Oh, no. Slavă Domnului că planta s-o omoară direct. Slavă Domnului. Oh, no. Oh, no. Hai de capul meu. Ne trebuie o soluție mai bună. Dar nu știu care ar fi aia. Pe bune, îl încetinește? Oh!
Acum înțeleg care e șmecheria. Ok, ok. M-am prins. Merge ca în ciudățel jocul, dar e ok. Îl atac oare dacă e în spate? Cred că da. Aha. Bine, mă, băieți, atunci. Hai să punem și aici. Eu vreau să mai pun de astea de 150, dar au cooldown super mare. Deci chiar au cooldown super mare. Uitați-vă și voi, abia acum. Mai băgăm una. Hai să punem de astea de 100. Ia liniștit, vă toți. Aha, încetinește-i, încetinește-i. No. Bă, ce naiba se întâmplă? Ok. Deja e prea târziu. No, ai mă, ce să-i faci ăluia. Vai de mine. O să fie complicat cu ăștia, băieți. Ne-am descurcat bine și ori, zic eu. Păcat care cooldown așa mare. Ar fi fost prea OP asta, ăsta e adevărul. Deci, mai aveți vreo soluție cum să-l oprim noi pe ăla? Efectiv vine și dă cu picioarele, zboară tot. N-ai ce să-i faci. Decât cu sunetul ăla, dar am văzut că și pe aia îi împinge. Mamă! Ok, ne lasă să folosim ce vrem noi. Ce vrem noi să folosim, întrebarea? Hai să folosim ceva de gheață. Să încetinim, poate. Ce ziceți de asta? Eu aș ști oarecum ce am putea să folosim. Nu mai țin minte, avem noi cumva un pișutăr de la cu gheață? Ok, okidoki. Nouă strategie, vezi? Ceva așa. Încercăm tot ce se poate aici. Pac. Băgăm mare. Ok, e în felul următor. Venim cu niște tip de ștea de porumb. Care dau stun. Ok. Punem pe ăsta de electricitate jos, pentru că știm că primul nebun va veni jos. Ok. Și acum va începe pe trecerea. Ne blocăm puțin pe nenea. Doar ne trebuie... Ăla o să moară, nu e problemă cu el. Aici va fi o mică problemă. Da. În rest totul este bine. Așa, facem în felul acesta. Le dăm stun tuturor. Îi explodăm. Și avem la mână momentan. Momentan, am zis. Dar după aia ăștia-s nebun la cap. Ok. Mai punem una aici. Ok, stop. Hai să încetinim puțin. Îl înghețăm pe la acolo. Îmi trebuie bănuții. Stan la toată lumea. Thank you. Perfect. Hai să-i plec din păștea. Pune aici electricitate. Pereții o duc bine. O duc perfect. Punem așa. Și am încheiat nivelul cu ușurință. Pentru că uneori ne chinuim să câștig... What? A murit ăla! Oh my god, mi-a pierdut la final! Am uitat că trebuia să protejez și nuca aia sau ce naiba fi. Cred că asta e, băieți. Cred că n-am descurcat. Da? Eu zic că da. Hai să eliminăm pe ăștia. Mai rămâne doar ăsta aici. Dăm fast forward. Și este gone. Nici nu se mai mișcă ăla. Să știți că este bună combinația de pișuterele cu electricitate, pentru că se unesc între ele. Se duce curentul de sus în jos. Și ce am învățat în nivelul acesta este că
nu întotdeauna ai nevoie de tot rândul de plante care generează soare. Pentru că acum n-am avut una și mi-a fost chiar benefică situația. Pentru că n-am investit atât de mult în toate plantele alea și am folosit în altceva. În a ataca, practic, la soarele. Oricum, hai să vedem ce face chestia asta. A fost un nivel foarte greu ăla de adineauri. Deci l-am pierdut de multe ori pentru că nu știam cum să-l joc. Mă rog, da, atacă de la distanță? Nu atacă de la distanță. Atunci ce naiba face? What? Sunt confuz, dar mă rog. Trece peste și apoi te atacă din spate? Chiar nu știu, dar mă rog. Aha. Ia, eu credeam că ăstea îl încetinesc, dar nu. Nu îl încetinesc, din păcate. Ok. Momentan ne descurcăm, să zicem. Ce-i tăbăcește? Uite, aici nu iese. Da, aici ne-a făcut. Unde ne-a... Trebuia mult de merge acolo. Ca să-i scoți căpățâna. Șapca aia de metal. Opa, ce naiba e cu ăsta? Hai să dăm puțin așa să vedem. Ai de capul meu. Prea mult pe rândul ăsta. Și ăla sus care să ne omoare. Ok, deci pe aia în pământ nu îi împinge. Aha. Am înțeles. Iar scapă ăsta? Nu scapă. Rândul din... Rândul ăsta trebuie să-l protejăm cel mai bine. Hai să facem așa. Ne descurcăm, băieți, sau sal? Sal men. Hai că e bine. Mai e un wave, totuși. Mă, dă ceva damage asta, nu știu, e interesantă ideea plantei, dar... Parcă nu e chiar atât de crâncenă. Pe cât zice ea că este. Și îmi place și asta care intră în pământ, să știți, s-ar putea să încep să folosesc. Pentru că noi rămânem la finalul meciului cu foarte mulți bănuți și nu avem ce să plantăm după peretele ăla de nucă. Doar știți că v-ați uitat la episoade. Și asta ar fi o achiziție bună. Actually. Și sunt uimite că nu ne-a dat niciun trăsnet. Deci noi spargem cu sunetul șapca aia de metal. Ok, băieți! Am înțeles. O să mai juc eu of camera ca în episodul următor să progresăm. Pentru că altfel ne ia un miliard de episoade să facem toate nivelurile. Corect? Ia să vedem. Neon Mixtape Tour. They back. Ai de capul meu. Ok, o să mergem pe aceeași idee. De fapt, vreau să folosim magnetul. Mamă, dai cu magnetul că nu dai. Ia să scoatem noi ăsta. Hai să ne gândim, Hai să mai folosim și altă plantă, ceva, nu știu. Uite, hai să folosim pe asta. O dată, că n-am mai folosit-o de ceva timp, zic. Și ceva așa. Asta cu pumnii, poate. Mai să mai, ok. Hai să mai folosim asta de unt. Ce plantă din joc mai dă stun precum dă porumbul de aici? Spuneți-mi dacă este o versiune a porumbului, dar premium, ca să o cumpăr. Ok, vezi? Bun. Mi-ar plăcea, pentru că astea premium de obicei sunt mai puternice. N-avem ăla care ne dă boost de sorinel la început, dar e ok, ne descurcăm.
știu ce facem noi așa. Cam 2-3 plante ne trebuie ca să ne descurcăm de genul pentru soare și e mai mult decât de ajuns. Acum stop. Scuzeți dacă asta îl oprește. Nu cred. Asta e că îl oprește. Trebuie să testăm puțin. Mamă, cât de OP e! E chiar super bine. 50 ne trebuie. Și dăm așa. Serios? Una singură l-o moară? Nu vine să cred, e incredibil înseamnă. Îi dăm și așa ca să irosim sorinelul. Mamă! Atunci nu e de joacă, băieți. Doar că ne trebuie puțin... Trebuie să ne mișcăm puțin mai... Come on. Ok, hai să încetinim. Goddammit. Ne trebuie cireșica și nu avem. Cred că am pierdut meciul. Că n-am pus ceva să atace, m-am focusat mai mult asupra... altui lucru. Ce face metalul ăsta? Parcă strânge șepcăliile. Corect. Parcă asta făceam. Da, n-am pus d-astea. Dar putea să pierdem aici. Da, ok. Hai să facem fast forward. Punem chestiuni d-astea. Punem aici așa. Punem aici așa. De ce ne explodează instant? Aolo, avem doar două de-alea. Două plante. Hai cu 150 ca să-i bubuim pe ăștia. Sau nu e nevoie. Hai că ne-am revenit, ne-am revenit. Ușor, ușor. Vai de mama mea. Mamă, cum s-au dus ăștia. N-apucăm, mă, n-apucăm. Chiar avem probleme cu sorinelul meciul ăsta. Să știți. What? A, înțeleg care e șpilul. Am înțeles, băieții mei. Nu știu dacă v-ați prins voi. Care e trebulica. Vreau să mai pun una de-asta aici. Și abia la finalul meciului începem să ne revenim. Să punem de ăștia, adică. Ăștia se refac foarte repede. Aha. Ăla de metal, poți să-l scoți, că e waste. Să punem de ăsta. Dacă dăm noi stun la toată lumea, aia e. Da, deci ăsta când iese din pământ și se bate cu unul, și dacă vine ăla care dă cu piciorul, îl împinge și pe el. Ai ideea. Dar oricum, facem așa și s-a terminat. E prea bună, mă, cireșica. Na, cred că e cea mai bună plantă din joc sau... Plantă, neplantă, ce-o fi. Pur și simplu sparge tot, indiferent de ce. Doar boșii aia cred că nu-i omoară. Sau doar aia cu foarte multă armură pe ei. De final de episod, haideți să ne facem de cap. Mai băgăm meciul acesta. Și... vreau să încercăm ca lumea. Nu știu cât de greu e nivelul. Dar dacă nu este foarte dificil, ar trebui să facem multe șmecherii. Normal, mă, că îl bagă din prima, o prietenul nostru. Adică deja porni muzica și e primul zombie care vine, n-are nicio treabă. Okay. O să-l pun aici. Perfect. Acum ne-am stabilit ca lumea. Pac. Super. Nu, ce prost sunt. Am pus planta asta. Oh my god. Planta asta voiam să o pun, băieți. Și să fac în felul acesta. Aia, mă rog. Nu mai contește. Ia, să începem să ne facem noi de cap. Să scădem puțin timerul. Așa.
Punem ultima plantă. Și nu ne mai oprește nimic. Ok, deci ce am eu în minte să fac? Este în felul următor. Să le pun așa aici. Să facem o explozie mică. Vă arăt într-o secundică. A pleznit ăla. Ne bag-le unul aici. Cu așa. Vreau să încep să plantez de ăștia ca lumea. A, dar ăla de 50 are cooldown unul mare de tot. Oh, I see. Mă rog, scoate-l, pune-l aici. Da, ne avem doar planta asta care atacă. Ceea ce e ciudățel dacă te gândești. Și planta trebuie să fie aici, că dacă e aici, doar se activează doar dacă e nuca aia. Cam asta e partea proastă. Dar... nu au nicio șansă oamenii. Zombie, ce vreți voi să le spuneți că sunt? Absolut nicio șansă. Adică vorbim de absolut nicio șansă, nici măcar nu se spawnează bine. Merge și jocul în lag. Nici am apucat să folosim asta de 50 de aici. Ce naiba. Dacă mai dau și așa, e clară situația. Mamă! Cred că asta e cea mai bună combinație a mea pe care am folosit-o până acum. Deci, pe bune. Nu știu. În primul rând că e instant când atacă. Și în al doilea rând, hai că nu e instant, dar are foarte puțin durează ca să ajungă atacul la inamic. Și trece prin toți inamici ca un laser. Mamă! Îi rupe. Deci, efectiv, îi cocoșează. Mă înțelegeți? E foarte bună combinația aia. Voiam să fac altceva. Voiam să pun multe de alea de 50 și să înceapă tot să dea cu pumnii în timp ce zombii mușcă din cartoful ăla sau nucă sau ce naiba fi. Dar n-am apucat pentru că efectiv dau da prea mult damage. Bine, este o nucă. Eu mereu o confund cu cartof. Ia că vreau să mă duc la almanac. Să dau eu click aici să văd. Zice walnut. Deci e o nucă, băieți. Ok? Bun. Voiam să vă arăt cam cât am progresat noi. Și să văd și eu în același timp. La nivelul 9. Unde e primul boss? Ce mai aici? Miami, Vice City. Mamă, 30! Pleacă, deci că nu joc până la 30. Înseamnă că sunt nebun. Cred că o să joc off-camera până pe la un 17, un 20. Mai jucăm puțin on-camera și... poate peste 2 episoade batem bossul. Pentru că, nu știu, prea mult jucat off-camera, părerea mea. Și da, oricum ne apropiem și de finalul jocului. Oricum, ideea e în funcție de susținerea voastră mai continuăm seria. Dacă nu, nu mai continuăm și ne oprim aici. Deci dacă v-a plăcut episodul, știți ce aveți de făcut. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!